Performarea primei etape din seria Nord 5 a Ligia 5-a, ACS Valea Mare Pravăț, se deplasează pe terenul unei alte formații care a reușit un rezultat bun în prima rundă, Gloria Berevoiești. Deținătoarea trofeului din ediția precedentă, Petrolul Hârtiești, merge la Dragoslavele pentru o dispută cu mânjii de la Aromuș, celul Câmpulung 2, iar contabilitatea stoienești, exilată pentru o vreme pe terenul de la Valea Mare Pravăț, primește vizita vulturilor din Vulturești. Iată programul complet al acestei runde în seria Nord. Unirea buia de jos A.S. Dragoslavele. Partizanul Vlădești Flacăra Boteni. Contabilitate Stoenești Vulturii Vulturești. Gloria Berevoiești ACS Valea Mare Pravăț. Aromușelul Câmpulung 2 Petrolul Hârtiești. Viitorul Rădești 2021 ACS Schitugolești 2024. Montan Rucker, AFCS Cetățenii. În seria centru se anunță dispute atractive în jocurile de la Zărnești, Micești și de la Bradu, iar campioana antitră a Seciofrângeni ar fi trebuit să se deplaseze pe terenul din Țițești, însă pe site-ul AJF Argeș jocul apare ca neprogramat. Iată programul etapei a doua în seria centru. Deportivo Mălureni, Dacia Ștefănești Voința Țițești, ASE Ciofrângeni, Joc Neprogramat ACS -O arja Frizian Căteasca, 2023 Real Bradu, Rapid Davidești Star Sport, Argeș SA, Flacăra Ce CS Albota, 2012, Viitorul 2019, Călinești Asemicești 2002, Fotbal Club Corbi după startul lansat din prima rundă a seriei Sud, Unirea Hârsești are o deplasare extrem de delicată pe terenul campioanei din sezonul precedent ACS Miroș, care are orgoliul rănit după ce a suferit în prima etapă o înfrângere categorică la Stolnici. Așa că ne așteptăm la un joc viu disputat, cum de altfel se anunță și jocul dintre formațiile din Șerbănești și Cornățel, care au încasat împreună 19 goluri în etapa inaugurală, fără să marcheze vreunul. Iată cum arată programul acestei etape în seria Sud. ACS Recea, ACS Lunca Corbului 2000. Viitorul Ștefan cel Mare, Unirea Costești. Unirea Tricolor Șerbănești, Speranța Cornățel. ACS Miroș, Unirea Hârsești. AS Căldăraru, Energia Stolnici. În această etapă este rândul celor de la Steaua Negraș să stea.